Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cu să găsești, idei minunate și povești unicate, pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună. Salut copii! Iată pe cine am invitat alături de mine să citească o poveste foarte specială cu mine. Este Mădă, Mădă care se ocupă de somn. Ceva ce știu că nu vă place vouă, dar nu-i nimic că împreună o să vă învățăm să vreți să dormiți chiar și singuri în camera voastră cu cartea pe care am ales-o și anume Cum să dormi singur. O carte scrisă de Clara Mas Basas și ilustrată de Judy Abbott, care a apărut în limba română la editura Sofiami. Haideți să vedem cum să dormi singur. Astăzi, Matilda e puțin emoționată. Le-a povestit colegilor cât de entuziasmată este. Pentru prima dată va dormi singură în camera ei și în noul ei pat de copii mari. Wow! Abia așteaptă, da, dar simte și puțină teamă. Probabil pentru că n-am mai făcut asta niciodată, nu-i așa? Voi dormiți singuri sau dormiți cu mami și cu tati? Matilda știe că fricile se fac mai mici atunci când vorbești despre ele, așa că discută cu mama și cu tata, iar toți trei încearcă să găsească o soluție. Hai să începem cu perna și cu așternuturile. O să cumpărăm altele noi pentru patul tău de copii mari, unele care să-ți placă foarte mult. A zis tata. Matilda alege niște așternuturi cu planete și steluțe. Vrea să se simtă ca o astronaută plutind în mijlocul spațiului. Când intră în camera ei și vede patul pregătit cu perna și așternuturile noi, emoțiile aproape că îi dispar. În fiecare seară, înainte să adoarmă, Matilda are câțiva pași de urmat. Hai să vedem! Își pune pijamalele, se spală pe dinți, face pipi și își pune un pahar cu apă pe măsuță și apoi alege o poveste. Păi și dacă o să am un coșmar? Întreabă Matilda îngrijorată. Amintește-ți că cea mai bună metodă de a avea vise plăcute este să te gândești la lucruri frumoase înainte de a închide ochii, la întâmplări care ți-au plăcut foarte mult. Alege 3 dintre ele. De acord! Prima! Mi-a plăcut mult sandwichul pe care mi l-ai pregătit la micul dejun. A fost delicios! A doua, desenul pe care l-am pictat cu degetele. Și a treia, îmbrățișarea pe care mi-ai dat-o când ai venit să mă iei de la grădi. Minunat! Acum ești gata să ai vise plăcute. Noapte bună, prințesico! Știi deja, dacă ai nevoie de noi, trebuie doar să ne chem și venim imediat. Mama îi dă un pupic, stinge lumina și iese încetişor din cameră, dar lasă ușa întredeschisă să nu fie prea întuneric. Matilda închide ochii și se gândește la cele 3 lucruri frumoase. Sandwich-ul, desenul, îmbrățișarea. Până când, fără să-și dea seama, adoarme. Totul e bine până când deodată... ce credeți că s-a întâmplat, copii? Probabil că are un coșmar, săraca. Mama! Tata! Un coșmar! Tata intră în cameră, aprinde lumina și îi dă o îmbrățișare. Acum, întoarce-te la somn. Îi zice tata și îi dă un pupic pe frunte. Mua! Dar dacă se întoarce coșmarul? Nu se va întoarce. Surâde tata. Cred că i-a ajuns pentru seara asta. Și dacă nu, o să mă întorc eu și îl fac să dispară din nou. Matilda îl privește pe tata, dar nu prea crede că au plecat de tot coșmarurile. Matilda adoarme din nou. Tata avea dreptate. Coșmarurile nu s-au mai întors. Și apoi, a doua zi dimineața, dragilor, Matilda se trezește.
Oare cum se trezește? E fericită? E tristă sau îngrijorată? Asta cred că rămâne să descoperiți voi dacă cumpărați această carte, Cum să dormi singur. Iar dacă ești mămică și te uiți la acest video, află că la final de tot o să găsești niște sfaturi care îți spun exact ce să faci să-l ajuți pe copilul tău să doarmă singur. Iar dacă sfaturile astea nu sunt de ajuns, este Mădă aici care poate să te ajute și pe care poți să o contactezi cu siguranță. Pun detaliile ei în descriere. Sperăm că v-a plăcut povestea noastră, dragii noștri, iar cu mine vă vedeți săptămâna viitoare la o nouă poveste. Pa! Pa, pa! Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi, cu să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești. Hai să citim povești împreună!